Bună seara tuturor! Vă rugăm să luați loc. Vă rog să-mi permiteți să spun pentru început câteva cuvinte. Acest spectacol are loc cu binecuvântarea preasfințitului nostru episcop, Iustin Maramureșanul. Este organizat de către Primăria Giulești și în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sărmatului. Drept dovadă, în mijlocul nostru se află Părintele Consilier Cristian Ștefan, Preacuviosul Părinte Animatrit Tomoiagă de la Mănăstirea Rohia, alți părinți cernici din satele mureșene apropiate nouă. După cum știm cu toții, psalmii, vicesnele, sunt niște cântece, niște ofrande aduse Tatălui Ceresc, aduse Fiului, aduse Sfintei Marii și nu în ultimul rând sunt niște modalități prin care se curăță sufletul nostru omenesc. De-a lungul timpului, la aceste cântece, specific bisericești, s-au adăugat și cântece din folclorul religios românesc. În acest context, stimata doamnă Mariana Angel, împreună cu Ionuț Hulea și împreună cu distinșilor invitați, de-a lungul anilor au reușit să trezească conștiința tuturor românilor de pretutindeni. Prin aceste pricezne, ni se transmite un mesaj. Să ne înnoim făptura interioară, să fim mai apropiați, să fim mai iubitori, să fim mai ascultători unii cu alții și, de ce, în ultimul rând, să nu fim mai creștini. Invitata dânșilor din seara aceasta este nimeni alta decât marea noastră actriță de teatru și film, distinsa doamnă Maria Ploaie. Mă aduc aminte că spunea doamna Maria Ploaie, citez cuvintele mele, dacă ar înțelege toată lumea ce forță are rugăciunea, dacă am ști fiecare, în împrejurările grele ce ne sunt date, să ne adresăm lui Dumnezeu și să ne rugăm cu toată ființa noastră, am fi după aceea mult mai puternici. Distinsă doamnă, vreau să vă mărturisesc ceva personal. V-am văzut pentru prima dată pe scenă, aici, pe această scenă, în acest cămin cultural, în urmă cu 41 de ani. Aveam și eu vreo 10-11 anișori pe atunci, dar pentru prima dată în acest cămin s-a difuzat filmul Pintea, unde dumneavoastră erați unul din personajele principale. Partenerul dumneavoastră, la fel, marele actor Florin Persic, unul care ne-a vizitat de foarte multe ori satul, de altfel este și cetățean de onoare al comunei noastre. Mi-a rămas foarte drag și cred că multora dintre noi un scurt dialog pe care dumneavoastră l-ați avut cu, pentru prima dată în film, cu partenerul dumneavoastră. Am să încerc, fără pretenții actoricești, să-l reproduc. V-ați întâlnit și v-am întrebat, a cui copilă ești? A morarului de pe Iza. Și cum te cheamă? Iza. Dar dumneavoastră cum îți zice? Grigo. Ai fost cătană părătească? Fost. Este mult mai bine straiele noastre. Să știți, doamna Maria Ploaie, că vă stătea foarte bine în straiele noastre. Și vă simțeați moroșancă. Mulțumim, vă doresc o audiție plăcută. Veniți creștini la rugăciune în casa Domnului cel Sfânt. Veniți cu toți plecați genunchii și fruntea voastră la pământ. Veniți cu toți plecați la pământ.
strămoșii noștri din vechime, pe sub pământ zideau altare și pe furiș la miez de noapte mergeau cu toți la închinare și pe astau sălașurile sfinte pe înălțim strălucitoare. Puțin creștin mai calcă pragul în zilele de sărbătoare. Mai calcă pragul în zilele de sărbătoare. pentru ce ești necăjit. Că de patru se
n-ai băut nici, n-ai mâncat, numai-n rugăciuni ai stat. Spune, fiul meu iubit, luni marți ce-ai de luni și marți mă pregătesc. Eu mă pregătesc de moarte, să scap lumea de păcate. Mă dau să fiu pentru lume ca greșit. Spune, fiul meu iubit, miercuri ce-ai de pătimit. Îți spun drept, mă, de miercuri nu mi-avea. Spune-mi, fiul meu iubit, vineri ce-ai de pătimit. Îți spun mai că sunt în patim grele. Spune-mi, fiul meu iubit, sâmbătă ce-ai de pătimit. Spun mai că îți spun drept, măicuța mea, duminico-i învia. Cu puterea mea cea mare, să scap lumea de pierzare. Când soarele sărută un mugur, se naște o floare. Când roua sărută un trandafir, se naște o mireasmă. Când Iisus sărută un suflet, se naște o lumină. Când Duhul Sfânt sărută un gând, se naște o inspirație. Când dragostea sărută o ființă, se naște un imn. Toate acestea sunt zămisliri cerești, trimise după omul rădăcit, spre a-l întoarce pe acesta, pe omul rădăcit, la Făcătorul.
la Binefăcătorul, la Tatăl Ceresc. În preumblarea noastră cu Dumnezeu, adică atunci când ne gândim la Dumnezeu, când ne rugăm, când suntem prezenți la Sfânta Liturghie, nimic nu se poate nici vedea, nici explica, fără credință. Credința zugrăvește icoanele biserici și în suflet împusese poveștile ferici, spune Mihai Eminescu în poezia Melancolie. Dar să ne întoarcem la Dors, Cântărețul Mântuirii. Dacă crezi mult, vezi mult. Crezi puțin, vezi puțin. Crezi totul, vezi totul. Vă spun bună seara și bine ați venit la această seară cu totul și cu totul specială. Când eu și partenerii mei aici de față, toți prezenți în fața dumneavoastră, înghesuiți, ne vom strădui să aducem în sufletul dumneavoastră o atmosferă de evlavie, de smerenie, de dragoste pentru Iisus Hristos și Maica Domnului, atât de necesară în această perioadă, când ne pregătim fiecare în felul său. Dar sunt sigură că acum, după ce vom asculta aceste minunate pricesne, care ne apropie mai mult de suferința lui Iisus Hristos, și după ce vom asculta și aceste poezii, care sunt poezia scrisă după gratie, poezia de suferință și dragoste de Dumnezeu, ne vom simți cumva mai împliniți și, în orice caz, mai pregătiți să întâmpinăm, așa cum se cuvine, Marea Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Colegii mei vă chemau, veniți, veniți la rugăciune. Poezia pe care am să vă recit în continuare ar avea ca mesaj, veniți, veniți la Sfânta Liturghie, veniți la Sfântul Potir. Este o poezie de Vasile Voiculescu, care a făcut și el închisoare la vârsta de 74 de ani. A fost luat într-o noapte, așa se întâmpla, mai ales noaptea. Și era poetul îngerilor, era doctor fără de arginți. Pe masa de lucru, în noaptea în care a fost luat și dus, s-a găsit o poezie care spunea așa: ajută-mă, Doamne, să nu mă fac tarabă. Și în orice poezie, cât de slabă, să închid un strop de Dumnezeu. Haideți să vedem stropul de Dumnezeu din poezia Colind, o poezie în care poetul exprimă cu mult har ce se întâmplă în trupul nostru, care e, de fapt, Biserica lui Iisus Hristos, atunci când luăm Sfânta Părtășanie. În coliba întunecoasă, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Nu făclie ce se stinge, nu icoană ce se frânge, ci El însuși, trup și sânge, preschimbat pentru făptură într-o scumpă picătură, dulcea cu minecătură. Coliba, cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit, cu boltă de mărgărit și pe ea soare și stele și luceferi printre ele, și în mijloc tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt se alătura și acolo rămânea și acum și pururea. Și noi, Doamne, ne-am sculat, colibele am curățat, uși, ferestre, toate sunt noi. Intră, Doamne, și la noi. Trup
tu dormi, Domnul te paște. Suflete, scoli și cunoaște, luminos prun ce se naște în peștera inimii, în palatul trăimii, dar pruncul cine mii? Mii Hristosul Dumnezeu, coborât în pieptul meu. Maica Sfântă în brațe îl ține, Duhul Sfânt cu drag la lină, înger cu raze se închină, nu dorm. Trupul meu îmi spune, ce-mi pietrit de așa minune, stau în mute rugăciune, să mă mișc, nu se cuvine, căci cu harul care vine, raiul tot se află în mine. Ce-am greșit, Iisuse bun, ce mare vina mea, dar mii de lacrimi calde adun și-și cera mă ierta. Prin jertfa